Salutare, prieteni, sunt AG Football și bine v-am găsit la un nou episod de RPS 2017, cariera cu Dinamo București. În episodul trecut am reușit o calificare nebună mai departe în primăvara europeană, în Europa League, după ce am învins-o pe Heracles într-un meci absolut dramatic. Dacă nu l-ați văzut, vă recomand să mergeți chiar acum să urmăriți acea partidă. A fost o partidă extrem de interesantă. Astăzi vom juca două meciuri de campionat, două meciuri foarte interesante. Vom începe acasă cu Gaz Metan, iată, băieții lui Cristi Pusta, îi vor juca împotriva noastră. Apoi vom merge pe arena de la Ovidiu pentru a înfrunta o echipă nebună. Vom înfrunta Viitorul Constanța, o echipă foarte, foarte, foarte interesantă. Voi face câteva schimbări în echipă pentru această partidă cu Gaz Metan. Câteva rezerve vor fi introduse pentru că, da, vreau să mai încercăm și alți jucători. Va juca Mei Malangu în atac. Cred că voi face în felul următor. Coman va fi rezervă pentru această partidă, dar probabil că va intra în a doua parte Rafael și Rival Dinio, care, da, nu va juca din primul minut și cred că o să-l pun și pe Patrick Petri pe bancă. Acum nu vor juca toți, însă dintre ei voi alege eu pe cine vreau să bag. Vă pun în locul lui Târcoveanu, da? Și cam asta e echipa. Hai să dăm drumul la partidă. Începe meciul Dinamo Gaz Metan Mediaș. Stadionul Dinamo, vreme ploioasă se pare de la această oră. Însă asta anunță un meci de gală, un meci foarte, foarte interesant între băieții mei și gruparea lui Cristi Pustai. Să înceapă meciul, să sperăm că vom reuși să câștigăm astăzi. Suntem pe locul 5 în clasament, nu stăm clar chiar senzațional și da, o victorie astăzi ne-ar readuce în față. Gazul pe locul 10 din câte am văzut eu, însă nu este o poziție nea nici în locul 10, mai ales că suntem abia la începutul campionatului. Am văzut că ASEA Târgu Mureș se mișcă foarte bine, este pe locul 6 chiar în spatele meu. Acum o pe față. Bușulazi! Zare atacând. Malangu însă recuperează. Nu reușește să aibă posesia balonului. Târtovaț. Pasă pentru Petre. Petre. Avansează bine Petre. Dinamo nu are un istoric prea bun în fața Gazului. De foarte multe ori am pierdut cu ei. Iată acum pe Gavra. Șansă mare. Gaz Metan Mediaș. Stai, ce? Se dă penalti la... Pentru ce, mă? Penalti și cartonaș galben pentru Gabi Tamaș. Stați că n-am înțeles. Mamă, i-am pus piedică din greșeală numărul 6 de lei și este penalti pentru ei. Nu cred așa ceva. Eric de Oliveira poate transforma. Eric, gol! 1-0, Eric deschide scorul pentru Gaz Metan Mediaș. Mamă, nu cred. Tamaș cu un faul stupid mai devreme și Eric nu ezită să ne taxeze. Jaime Benedo ghicește colțul, însă este o execuție imparabilă. Revedem faza, iată aici. Da, a fost tackling-ul ăla urât al lui Tamaș. Și Eric cu un penalti bătut perfect, n-avea ce să mai facă Jaime Benedo. 1-0 pentru Găzari. Din păcate, primim gol repede, exact ce nu-mi doream, exact ce nu-mi doream. Vreau să fie o partidă care să ne putem ajudeca victoria, însă va fi greu acum. Hanca, iată-l, concentrare pe Hanca, încercăm acolo să ajungem la balon. Malangu! Famă, mă, îmi dați o parte, băieții mei, nu reușim nimic. Nedel, ideea, Petre. O pasă lungă, să dăm cu capul, nu reușim acest lucru. Tamaș, bună intervenția lui Gabi Tamaș. Hai cu pasa aia, hai cu pasa aia la Nemeț. Pasa nu era, Nemeț! Pe lângă poartă, Adam. Șansă importantă. Adam Nemeț este bine servit acolo, însă trimite pe lângă poarta lui Răzvan Pleșca. Iată, cum putea fi o greșeală mare. Danci greșise acolo, însă balonul este rămâne la ei. Voi băga și pe Palic în locul lui Malangu, pentru că Malangu nu m-a impresionat deloc în această prima parte a meciului. Va intra și Coman în locul lui Nemeț și îl băgăm și pe... Nu, deocamdată atât. Sper ca Coman să facă mai mult decât Adam. Nemeț n-a făcut mai lucrul acest meci, să fim serioși. Măi, Malangu, pasă, am vrut pasă la bumba cu Malangu, însă este deposedat bine și
Malangu. Luptăm în continuare, nu... nu renunțăm capului Nemeț! Balonul se duce razant pe lângă poartă! Pleșca scapă ca prin urechile acului la această fază. Iată pasa lui Nistor, Nemeț dă cu capul și foarte aproape de gol șutul ăsta. Foarte aproape de gol, din păcate însă mingea nu intră în poartă. Mai avem aproximativ 10 minute să facem ceva. Cei de la Gaz Metan scapă în continuare de asalturile noastre. Hai mă. Coma. Palici. Palici. Palici! Pe lângă și Palici. Nu, cred că a fost Coman ăsta totuși. Șansă importantă din nou pentru Dinamo. Încă un șut, încă o ratare. Foarte multe ratări în dreptul băieților mei. Și mă nemulțumește, nu prea am prins poarta miciul ăsta. Asta m-a deranjat, nu prea am prins poarta miciul ăsta. Un șut blocat, va fi corner. Minutul 90, trebuie să ieșim cumva în defensivă și apoi să încercăm să mai avem o fază. Pentru că altfel, gazul se apropie de o victorie mare în fața noastră și noi ne apropiem de o înfrângere foarte, foarte supărătoare. I-a scos pe Romera în față. Hai pe Nedo, bun. Arunc o tare în fața, amice. Stai mă că am uitat că aici nu sunt pe FIFA și pe FIFA nu aruncă ăștia așa de tare. Aur, pe scuze. Mamă, ajunge mingea la Buziuc, Buziuc prinde. Haime pe Nedo, se mișcă parcă cu un centinitor și este final de meci. Dinamo pierde cu Gaz Metan media și din păcate prin golul marcat de Eric de Oliveira în prima repriză. Deși echipa noastră a avut șanse în a doua parte de a egala, n-am prins poarta, incredibil, la teori, n-am prins poarta. Și pierdem cu gazul, ne ducem la 5 puncte în spatele liderului CFR Cluj. Nu este deloc o situație bună, iată, echipa etapei și nimeni de la Dinamo nu este în echipa etapei. Coman este foarte mult statusul de Hanca, face 77 OVR. Bravo, Hanca. Ne apropiem acum de a doua parte din acest episod. Este vorba de partida de la Ovidiu cu Viitorul Constanța. Un meci foarte, 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 foarte important, pentru că dacă nu bate nici cu Constanța, cu Viitorul, se anunță vremuri negre, se anunță vremuri negre la echipă. Jucăm în deplasare această partidă. Voi băga cea mai bună echipă posibilă, cred. Deși parcă nu prea m-a convins Bumba, iar dacă joc aici pe Petre, îl voi juca pe Petre pe partea cealaltă și pe Coman în atac, pentru că nu m-au convins. Chiar nu m-au convins nici Bumba, nici Nemeț în partida precedentă, îl bag. Voi lăsa totuși pe Marici acolo. Max Oliva va fi, cred, nu va juca Max Oliva, îl pune pe Daniel Popa și pe Rivalinho pe bancă. Malangu e ok acolo și cred că o să-l pun totuși pe Bumba, măcar pe bancă, merită să stea măcar pe bancă Bumba. Aici o să-l bag în primul 11 pe Șerban, doar pentru faptul că are o vere mult mai bun decât a lui Pușu Ladzic. Nu se deși are Șerban, nu vrea și mai dacă nu joacă. Și cam asta e echipa, să dăm drumul la treabă, Viitorul Constanța, Dinamo. Derby cu Dinamo. S-a jucat Viitorul cu Dinamo în viața reală, în play-off s-a terminat 0-0. Hai să vedem ce se va întâmpla acum. Elevii lui Gheorghe Hagi sunt cu siguranță gata de start și noi suntem gata să facem un meci foarte interesant. Vedem echipele, intră pe teren, să înceapă meciul, să înceapă nebunia. Bă, sper că acest meci să ne descurcăm mai bine, sper că Coman, deși joacă împotriva fostei sale formate, să se descurce. A, da, acum iată, după 5 minute de prelungire se termină prima repriză 0-0 în Viitorul Dinamo, o prima repriză fără faze de poartă, o prima repriză deloc animată a băieților mei, dar nici băieții lui Hagi nu au făcut mai mult, așa că să înceapă repriza secundă. Oh, Hanca este blocat, excelent Hanca. Nedelcu. Chițu. Bun. Hai, hai cu pasa aia. Ok, hai că pasa e bună în sfârșit. Coman e acolo. Coman în centrare. Cap! Mingea se duce însă alături. Dan Nistor, cred că este cel care a lovit balonul. Însă nu reușește să prindă cadrul porții. O nouă șansă pentru Dinamo. O nouă șansă ratată, din păcate, însă e nou de băieții mei. Boli. Benzar. Vână.
vâna. Ok, pasă. Interesantă. Și poate fi centrala lui Benzar. Benzar. Se dă fault acolo, serios? Benzar mi se pare că a căzut cam singur. Bine, măcar totuși că nu se dă penalti. Bă, da, e penalti, nu cred! A doua penalti a acestei... A acestui episod este gol. Nu cred așa ceva, Benzar deschide scorul dintr-un penalti care nu mi s-a părut, nu mi s-a părut că acest fault a fost în care eu. Benzar însă finalizează și formația lui Hagi deschide scorul pe arena noastră. Haideți să vedem reluarea, vreau să văd reluarea la această fază. Romario Benzar, penalti și Benzar îl transformă, Benzar pe Nedo. Sare pe partea cealaltă, se face 1-0, n-am înțeles de ce a trebuit să intre la picioare jucătorul meu la faza aia. O să mai ia ceva până o să înțeleg acest joc numit PES până la capăt. Însă ce contează acum este că suntem iar conduși. Putem pierde al doilea meci la rând din cauza unui alt penalti, ceea ce ar fi un dezastru deja. Încercăm acum o pasă pentru Coman. Coman din nou prea tare pasa, din nou Buzbuchi. Coman n-a jucat nimic meciul ăsta. Hai mă, Comane, poate acum. Ok, Palici, Palici, 1-1! Dinamo egalează prin Antun Palici! Bine mă, băiatule! Reușim să marcăm, reușim golul egalizator! Croatul Antun Palici e servit perfect, scapă singur cu portarul și trimite culatul în plasă, fără speranțe pentru... Buzbuchi, iată, vedem un jucător al viitorului, nici încă această colegie acolo. Foarte frumos, iată, este servit Palici. Tot apoi să dea recuperarea lui Coman, care îl vede pe... nu știu exact, pe Hanca. Hanca îi dă lui Nistor, Nistor lui Palici. Palici, finalizare imparabilă. Plasta este scuturată de șutul lui Palici. Este 1-1 și Dinamo este din nou în joc. Bine, bă, băieții, bravo, bă, băieții. Așa, da. Așa, da. Parcă mai vorbim la 1-1. Se iată pe ăsta cum trece. Foarte talentați puștii lui Hagi, n-am ce spune. Foarte talentați. Iată pasta asta e pentru Coman. Coman. Coman scoate Buzbuchi. Putea fi 2-1. Florinel Coman aproape să își pună noua echipă în avantaj. Putea scrie în propria în fața profei. Fostei sale echipe, însă n-a vrut balonul să intre în poartă. Țiru acum. Nistor. Pasă în ăla Coman. Coman! Gol! Florinel Coman! Dinamo! Întoarce rezultatul! Înmărmurit suporterii viitorului, fratele suporterii Stelei, să fim serioși, la această fază, Florinel Coman primește pasă excelentă și peluza Cătălin Hâldean, care a făcut deplasarea până aici, poate să fie mândră de echipa lor. Iată, din nou greșeală în defensiva lor, Nisto recuperează, îl aștept pe Coman să urce, îi pasez lui Coman, Coman preia. Și o finalizare, un șut ca din tuna lui Florinel Coman. N-avea ce să mai facă Buzbuchi la mingea asta, priviți doar ce șut trimite Coman. Buzbuchi, probabil surprins de intensitatea șutului, s-a așteptat probabil o execuție mai fină. Ei bine, n-a fost așa, iată pe Coman, sărbătorit alături de Patrick Petre, Nistor și Sergiu Hanca. Și imediat reacționează Gheorghe Hagi, Iancu este trimis pe gazon. Pentru că a avut 1-0 viitorul, însă în acest moment se vede condusă. Se văd conduși băieții lui Gheorghe Hagi și este normal să reacționeze regele. Benzar. Pasă pentru Filip. În continuare, echipa care este la conducerea jocului este Dinamo București. Cei de la viitorul pur și simplu înmărmuriți de golurile primite, așa îmi par. Tot pe Patrick Petre. Petre nu a făcut el cine știe ce meciul ăsta. Să nu poți spune că a jucat prost. Ultimul lucru pe care l-aș putea spune despre Petre este că a jucat prost. Ceea ce nu este adevărat. Hanca. Dinamo. Caută golul 3. Însă greșim aici.
și cei de la viitorul pot pleca pe atac, însă o pasă foarte slabă. Încercăm pasta la Coman din nou, voi face schimbări. Voi face schimbări în acest minut 84 al întâlnirii, iată ei deja au făcut două mutări. Voi schimba și niște jucători. Fac treaba asta în felul următor, băieții. La acest scor... Da, mai. Bine. Mandă. Bine. Da, televizor. Da. Da. Pa. Să vedem mutările pe care le vom opera. Îl voi băga pe Bumba în locul lui Petre, doar pentru că am nevoie de un cineva care să alerge foarte mult. Intră și Rivaldino în locul lui Coman și probabil că va mai intra și Malangu în locul lui Danistor. Cam astea sunt schimbările mele pentru acest final de meci. Vreau un final de meci liniștit. Chițu. Iată din nou o recuperare foarte bună a echipei mele, Sergiu Hanca, pasă pentru Șerban, Nistor întoarce. Cercăm cumva să ținem de balon până la finalul partidei, atât pe același unul Șerban, pentru o pasă bună, Nistor greșim, mai sunt 4 minute de prelungire, viitorul cel puțin un atac mare de făcut, însă iată-l pe Hanca. Hanca recuperează și pot spune că se încheie meciul. Putem chiar să mai dăm un gol. Hanca, centrare, greșită din păcate. Viitorul încearcă să iasă la atac. Mai este un minut de prelungire. Mai este timp pentru un atac al băieților lui Hagi. Margină. Trece. Margină. Scoate. Nu. Nu cred așa ceva. Viitorul egalează minutul 92 prin 94 prin Gabi Iancu. Nu cred așa ceva, viitorul n-a avut nicio ocazie tot meciul, au marcat dintr-un penalti norocos și acum vine această fază, iată-i sărbătorind, alături de banca de rezerve se pare, este gol până la urmă pentru formația lor, n-am intrat decisiv cu Tamaș, mă încurc frate, se mișcă jucătorii total altfel în PES și suntem egalați de viitorul, pierdem două puncte mari aici la Ovidiu, pentru că partea se încheie 2-2 cu viitorul Constanța, un egal total nemeritat de echipa lui Hagi, total nemeritat acest egal de echipa lui Hagi, am jucat mai bine decât însă, din păcate, fotbalul este uneori nedrept, din păcate, și Dinamo face doar egal, vedem ce alte sfate, CFR-ul face egal cu Astra, Steaua pierde cu Târgu Jiu, Craiova pierde cu Gazul, Botoșanu pierde cu Voluntari, Târgu Mureșu pierde cu Iașu. Mamă, ce etapă putea fi asta pentru noi, dacă am fi câștigat în această etapă, am fi reușit foarte multe, am fi urcat foarte mult în clasament, cu încă două puncte am fost cu un loc mai în față. Să din păcate n-a fost să fie doar egal cu viitorul Constanța, fraților. Băi băieți, cam atât pentru acest episod, data viitoare vom juca ultimul meci din Europa League cu AC Milan, meciul care va decide câștigătoarea grupei, după care vom juca împotriva Astra în campionat, vom juca împotriva campioanei România Astra Giurgiu. Bă, sper că v-a plăcut acest episod, dacă da, nu uitați să apăsați pe butonul de like, eu am fost AG Football, până la